Salutare, drag vărsător! Bine te-am regăsit la o nouă citire în tarot. Această etalare în tarot o să fie pentru luna decembrie 2022, Zodia Vărsător. Și dacă îți dorești mai multă claritate asupra situației tale, te aștept cu drag să îmi trimiți un mesaj pe Instagram la Cristiana Iacob pentru a stabili detaliile prin care tu poți face o programare. Este o etalare colectivă pentru Zodia Vărsător, așadar preia din aceste mesaje strict mesajele care fac sens pentru tine și cu care rezonezi. Începem citirea de astăzi cu energia lunii decembrie 2022, Zodia Vărsător, care este energia. Protecție dumnezeiască. Hai să vedem ce îți transmite această carte, care este mesajul. Poate că te simți atacat de ceilalți, însă fii conștient de impactul propriei tale energii și de răspunsul emoțional al celor din jur. Vă simțiți înfloritor sau ajungi să te înneci în drame? Este important să-ți reamintești că nu contează cum reacționează ceilalți. De fapt, ceea ce este cel mai important este atitudinea ta și energia ta, pentru că doar asta recreează energia din viața ta. Felul în care tu te simți, felul în care tu acționezi, atitudinea pe care o ai, vibrația pe care o ai, creează realitatea viitorului și ceea ce tu ajungi să experimentezi. Este foarte important să înțelegi că nu poți controla circumstanțele din exteriorul tău decât propriile tale acțiuni, decizii și alegeri. Restul este out of your control. Nu ai cum să controlezi lucrul acesta. Ai grijă că atunci când intri în discuții cu ceilalți și ești în contradicție cu ceea ce vine din exteriorul tău, nu o lua personal și înțelege că ești într-o perioadă în care ți se cere să înaintezi în viața ta și să acționezi cu integritate. Cuvintele pe care le rostești trebuie să fie pline de iubire și nu de judecată. Este foarte important să spui ceea ce gândești atunci când gândești, să nu-ți reprimi emoțiile, gândurile și să-ți înțelegi credințele, să-ți înțelegi reacțiile și mai ales să-ți asumi ceea ce alegi să faci. Este important să îți asumi ceea ce simți și să împărtășești cu sinceritate și iubire în exteriorul tău aceste lucruri și să dai voie celor din jur să aleagă, pentru că este responsabilitatea lor și este important ca ei să poată alege ceea ce au de făcut mai departe. Și înțelege că orice provocare de care ai parte în prezent, ai capacitatea de a o depăși. Ai protecție din partea divinității, fie că observi sau nu lucrul acesta. Zodia Vărsător. Ce este important să eliberezi
în luna decembrie pentru a fi mai liber. Ce trebuie să eliberez, vărsător, decembrie. Bagajele trecutului, emoțiile temătoare de acolo. Să înțelegi că la fiecare pas ești protejat doar dacă vezi realitatea cu ochii deschiși. În același timp, 10 de bâte este o carte care îți spune că trebuie să eliberezi așteptările celorlalți. Îți spuneam mai devreme dacă este important să te exprimi liber și să înțelegi că atunci când faci lucrul ăsta, când ești liber în exprimare, chiar dacă te poți simți atacat de cei din jur, nu ai, cum să zic eu, piedici în a respinge energia negativă care vine din exterior. Și chiar dacă în trecut poate ai fost ținta unor bârfe, unor comentarii invidioase și care te-au condus în a fi prudent către cei din jurul tău, este important să te detașezi de energia aia pentru a putea primi în viața ta oameni asemenție în aceeași vibrație cu a ta. În fiecare moment ești susținut, da, și protejat de iubirea divină, iar pentru a putea manifesta pozitiv în viața ta, trebuie să dai jos greutatea asta pe care o cari, frustrarea pe care o cari și neîncrederea în ceilalți oameni. Este important să-ți deschizi sufletul către ceilalți oameni și o poți face doar atunci când te eliberezi de așteptările lor către tine. Și atunci când cu adevărat îți susții adevărul, credințele, însă fii sigur că ceea ce susții este în aliniament cu divinitatea. Eliberează-te de orice regret pe care l-ai din trecut, pentru că regretul nu își are loc aici, ai ales la un moment dat și trebuie să-ți asumi acea alegere. Nu e nimeni vinovat pentru lucrul respectiv, în afară de faptul că tu ai ales cum astăzi consideri a fi greșit, că de-aia ai ajuns să regreți, și învață de acolo ceea ce trebuie să înveți pentru a nu mai repeta acea decizie în altă circunstanță din viața ta. Trebuie să te eliberezi de neîncrederea pe care o ai către oameni. Nu toți nu toți încearcă să te doboare în vreun fel. Trebuie să înveți să ai din nou încredere în oameni și trebuie să înveți să alegi oamenii potriviți pentru tine. Și în același timp, cu doiul ăsta de bâte, aș spune că ai insecurități pe care trebuie să le înțelegi pentru a le putea da drumul. Trebuie să-ți definești fricile și să le înțelegi, pentru că fricile tale prezente sunt temeri psihologice, nu sunt reale, sunt iluzii create de propria minte în baza dezamăgirilor din trecut. Nu are legătură cu realitatea de astăzi și dacă
continui să simți frică în viața ta, în prezent, în exteriorul tău, în ceea ce vine de acolo, este pentru că nu te afli în locul potrivit, înconjurat de experiențele potrivite sau oamenii potriviți. Ce trebuie să reevaluezi în luna decembrie? Relațiile din viața ta. Cred că sunt foarte multe relații în dezechilibru. Pentru unii dintre voi poate fi și o situație a unui triunghi amoros, da, în care ai fost trădat, înșelat și trebuie să te detașezi de situația respectivă, să înțelegi de ce lucrul ăla s-a întâmplat, dar în general trebuie să reevaluezi relațiile. Relația de cuplu, clar, o relație aflată în dezechilibru. Reevaluează tot ce înseamnă emoție. Avem foarte multe cupe aici. Emoția este la cote înalte. Cumva te simți supraîncărcat emoțional. Și asta din cauza că s-au produs acolo foarte multe dezechilibre în plan emoțional, în general în relațiile pe care le ai, dar și în relația de cuplu. Tot ceea ce s-a întâmplat în plan emoțional ți-a creat blocaje care nu-ți mai dau voie să înaintezi, iar până nu apreciezi experiențele astea cu adevărat pentru a le putea accepta și pentru a le putea îmbrățișa, pentru a le accepta ca parte din ceea ce este sau ceea ce a fost viața ta, nu le poți depăși și nici nu te poți deschide cu adevărat către iubire, către manifestări pozitive în viața ta, pentru că acest aspect emoțional provoacă dezechilibru în absolut tot ceea ce înseamnă viața ta, relațiile. Totul aici vorbește despre relațiile cu oamenii. Trebuie să capeți încredere în propria persoană pentru a putea dezvolta relații sănătoase în viața ta. Trebuie să înveți să comunici atunci când un dezacord intervine. Trebuie să înveți să spui punctul de vedere din iubire, cu iubire și cu foarte multă compasiune și înțelegere către propria persoană, dar către și persoana cu care intri în contact în momentul respectiv. Ce ai neglijat? Ai neglijat transformarea care ți-a bătut la ușă și care era menită să îți transforme visele în realitate, și asta din cauza că te-ai lăsat foarte condus, da. Te-ai lăsat foarte condus de exteriorul tău, de ai pus foarte mult preț pe ceea ce simți ceilalți și foarte puțin pe ceea ce simți tu. Nu ți-ai dat voie să visezi suficient, nu ai luat decizia la momentul în care această oportunitate de a transforma realitatea ta, de a aduce în realitatea ta visele tale, dorințele tale, te-ai împotrivit, pentru că transformarea înseamnă sfârșit și început. Pentru a putea avea parte de ceva, trebuie să încheiem altceva, să dăm drumul la altceva, și suntem atât de obișnuiți să trăim în anumite emoții, pentru că le-am experimentat an la rând, încât ne vine greu a crede că putem trăi altceva, și atunci rămânem blocați în situațiile respective sau în emoțiile respective.
ce are să vină. Pentru că ești în fiecare zi ocrotit și protejat, trebuie să ai curajul de a avea încredere în ceea ce sufletul îți șoptește cu putere pentru a primi protecția divină. Tu ești în fiecare moment, dar nu o primești pentru că ești deconectat. Da, 6 de cupe. Trăiești foarte mult în trecut. Ești nemulțumit de anumite experiențe pe care le-ai avut acolo. Uiți să arăți recunoștință. Însă odată ce depășești aceste blocaje, tu ai capacitatea de a transforma dorințele tale, de a le manifesta în realitatea ta, pentru că devii conectat cu sufletul tău, ceea ce te duce în echilibru între forma fizică și energia sufletului tău. Și atunci ești pregătit să manifesti. În luna decembrie începi călătoria asta, însă pentru a ajunge la rezultatul ăsta, cred că va fi nevoie de mai mult timp. Da, pentru că ai o ușoară naivitate care îți blochează progresul și trebuie să trăiești anumite experiențe care te vor face să depășești această naivitate. Hai să vedem sfatul lunii decembrie. Uai. E la sentiment cu tot ceea ce am spus mai devreme legat de emoția ta și relația pe care o ai cu oamenii din viața ta. Depășește-ți frica imbecilă de a fi abandonat. Atunci când alegi viața divină, această viață te va susține în toate aspirațiile tale, eminamente benefice și în mod dumnezeiesc integrate. Astfel, cu excepția karmei tale, nimic rău nu ți se poate petrece. Ia aminte să nu te mai temi de nimeni și de nimic. Fii conștient că nu vei fi niciodată singur, deoarece omniprezența dumnezeiască te îmbrățișează și mai mult decât atât, ești una cu întregul macrocosmos. Nu îți fie teamă, dragă vărsător. Am să-ți las 3 afirmații pe care te rog să le introduci în rutina ta zilnică în luna decembrie. Iar dacă nu urmărești acest canal, te aștept cu drag să apeși butonul de urmărire. Pornește notificările pentru că pregătim materiale benefice pentru dezvoltarea ta personală și spirituală. Va fi ajutorul de care ai nevoie în această călătorie pe care tu o începi. Și cu siguranță vei găsi informații care te vor ajuta să depășești anumite provocări sau obstacole din viața ta. Am locuința perfectă. Mă văd locuind într-un loc minunat. Îmi îndeplinește toate dorințele. Este o locație frumoasă, la un preț pe care mi-l permit. Îmi exprim creativitatea. Talentele și abilitățile mele creative și unice curg prin mine și sunt exprimate în moduri profunde și mulțumitoare. Creativitatea mea este mereu solicitată. Sunt împăcat cu vârsta mea. Fiecare vârstă are experiențele și bucuriile ei speciale. Am mereu vârsta potrivită fiecare etape din viața mea. Sper din suflet că această citire în tarot te-a ajutat. Ia aminte la sfaturile pe care le ai pentru luna decembrie, pune-le în practică sau cel puțin îndrăznește să treci dincolo de ceea ce cunoști și te aștept în videourile următoare, iar până data viitoare să ai parte numai de lumină și protecție pe calea ta.